Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. Cu toate că bate vântul foarte tare, m-am dus și am zis să ne apucăm de ATV, da? Dimineața am lucrat cu Darius, puțin la măști. Cred că ați văzut pe canalul lui, cei care sunteți abonați și la Darius, cred că ați văzut ce am lucrat la măști astăzi. Le-am pus aici sub măștile, le-am dat puțin cu ceva. Dacă nu v-ați uitat la Darius, de cuci, puteți da să vă uitați la el. Pentru cei care nu v-ați abonat încă, aveți timp să vă abonați. Că doar dacă vă abonați la el, aveți șansa să participați la tombolă la ATV-ul Portocaliu, care e gratis și nu vă costă nimic. Semnalizările încă mai au abonere. Are chiar bine? Da. Cam așa a ieșit. Mai are încă câte ceva. Mamă, dar pe aici e ca nou. S-a pus un pic vântul. S-a suflat praf pe el. S-a luat eticheta aici unde a fost, cu seria. Da, se cunoaște când a fost desfăcut. Instalația e ok. Doar aici că avea două fire pe șocul de la carburator, pe șoc. Pe șocul electric avea două fire, dar nu știu de ce erau puse. Erau legate de la intrarea în muf. Nu știu pentru ce sunt. Le las deocamdată așa. Le lăsăm așa, desfacem capacul, să vedem ce-i cu pedala. De merge greu ei. O să-i desfacem, să-i punem puțin ulei cu seringa în cilindru. Pentru a da capacul jos, trebuie să folosim, să scoatem pedala, după care desfacem și toate aceste șururi de aici. Cred că asta trebuie desfăcut de tot. Nu? Hai, dar ce închiluat e. I-am scos șurubul, dar totuși zic să nu-i scoat pedala acum, că poate pedala nu intră direct în motor. Așadar mai așteptăm puțin, să vedem ce cheie intră aici. Sunteți curioși să vedem ce se află în acest motor? Cred că da. Aici nu merge decât cu prelungitor. Și o să-i folosim prelungitor. Nu? Da, le slăbim întâi pe toate. Cu mare grijă să nu le rupem. Unde mai are unul aici? Da. Și ăsta mai are unul de desubt. Și mai are unul aici. Aici de ce are două? Și încă aici. După care o să le luăm.
Asta e desfăcut. Și acum să scoatem cheia să vedem dacă aveam și o șurubelniță, dar merge cu mâna. Sunt mai lungi și mai scurte, să încercăm să le lăsăm pe poziție. Pe aici, pe undeva. O să revenim la terminare. Aici sunt curios de ce erau două unul lângă altul și cu o chestie aici. Care nu știu ce e asta. Iese puțin, câte puțin. De asta spuneam, lăsăm pe felie aici, cum e vorba, să știm exact cum vine. Am și cu asta și am terminat. Sau mai e unul, oare? Și pentru asta jos și să ne punem aici șuruburile cum le-am scos. Da, mai era unul aici. Două. Ei, revenim atunci. Da, eu zic că le-am scos toate. Să fi mai rămas vreo unul? Nu. Aici mai e la capac. Aici e scos. Da. Și acum să vedem cum nu scoatem. Cum credeți voi că iese asta? Aveam o... Jambo! Frate-mi! Cum să procedăm? Cum să procedăm, dragi prieteni? Cum vom proceda noi, oare? Am o șurubelniță tip de altă cu care mai... și încerc să o pun undeva aici. Să-i fac o... Da, și-a dat drumul și din partea asta. Dar nu. Să folosim așa. Da, și-a dat drumul și de aici. Văd că avem și o garnitură aici care nu aș vrea să o rup, dar deja s-a desfăcut cam nasol și dintr-o parte și din alta. O să bag o lamă de cater să scap, poate o scot întreagă. Și am adus și un cater. Oare am avut dreptate cu referitor la... Dar ce crezi că se desface asta de aici? Credeți că se fac eu ceva aici? Adică fără să distrug garnitura? Merge oare? Adică mulți mi-au zis că nu se mai găsesc piese pentru așa ceva, dar nu cred. Nici nu m-am uitat. Da. Asta pedală oare iese fără a fi scoasă? Adică brațul să se țină numai în...
Aici s-a desprins bine. Și aici un pic. Da, aici am desfăcut-o. A decurs totul ok. De desubt să vedem, că de desubt e importantul să nu curgă sus, nu prea are cum să arunce. Mă gândesc, trebuie scoasă pedala. Da, văd că pedala rămâne în urmă. Trebuie scoasă pedala. Dar cum fac? În felul acesta. Trebuie crăcănat un pic aici. Nu? Am o șurubelniță mai subțire. Am eu o șurubelniță mai subțire pe aici, pe undeva. Unde ești tu, puiule? Unde ești tu, puiule? Unde ești tu, puiule? Unde ești tu, mai mariene? Dar nu e aici. E pe jos. Aha, deci. Uite-l aici, uite-l aici. Uite-l la ea. Da. Și să încercăm să o băgăm pe asta ascuțită aici. Sau pe asta, că e mai ascuțită. Facem ceva, Maria? Așa, am crăcănat-o puțin. Dar cum să facem aici? Da, da. Da. Asta e de la ghidon. Mai are? Mai are? Cât mai are? Aici era bun de făcut un semn, așa, cu marker, dar nu, nu cred. Eu o pun în dreptul la asta, nu? Ce să-i fac eu, cum să o scot? Da, tot la fel, cum am încercat prima dată, nu? Și să-i pun eu altceva. Tot la fel trebuia lăsat asta aici să desfacem, nu? Haideți că revenim. Am scos-o, nu mi-a opus rezistență. Să fie curat acolo și pregătită de război. Să vedem cu garnitura de desubt. Da, am împrăștiat aici cu ce nu trebuie. Da. Opa, a căzut cutiile de pe ATV-uri. Să vedem cu doamna garnitură, să încerc eu să văd dacă se vede pe aici ceva.
Dar nu. Nu e bine. Garnitura trebuie să rămână pe partea aia altă. Înțelegeți? Înțelegeți voi? Da. Ce e aici cu metre? Ce e aici cu metre? Mizerie. Ce mizerie cu metre. Cu metre, ce carcalaci cu metre. Mamă, dar ce rugină are, frate, acolo. Cureaua e boboc. E ștoc. Totul arată super impecabil. Cu excepția, ce mi-a zis mie? Un băiat. Ce mi-a zis mie un băiat? Un băiat drăguț mi-a zis mie: Mariane, motorul arată bine, ci că cablajul, instalația nu e. Zic eu, na, instalația e perfectă, n-am treabă cu instalația. Uite aici becurile care vin la aia, în rest nu are nimic lipsă. Înțelegi ce zic? Doar în mufa de la șoc avem două fire care nu știu ce-s cu ele. În rest totul la locul lor. Înțelegi? Furtunul de la carburator, de la ăla, știu ce mi-a zis acolo cu vacuumul. Aici e ruginită chestia de la furca aia, de la pedal. Aia e. Dar bine că nu-i rup nimic, frate, acolo. Bine că nu-i rup nimic. Dar eu mă întreb, asta nu-i cu viteze? De unde se schimbă vitezile la asta? Din pedală asta? N-are mașalier, n-are nimic? Numai înainte? Sau cum e? Asta nu m-am gândit. Eu acum am văzut că... Cum se schimbă pedala, frâna la asta? Furtunul ăsta de unde? Cum l-am văzut? Iese din vârful cilindrului. Ce e asta? De la ce? De la ce e asta? Acum l-am văzut. Și are o gânganie aici. Erau... Dar am impresia că aici nu e musai garnitura obligatorie, nu? E doar pentru protecție. Că aici văd că nu-i cu ungere, nu-i cu ulei, nu-i cu nimic. Cred că nu necesită înlocuire la garnitura asta, nu? O lăsăm așa. Îi curățăm, dăm cu aspiratorul înăuntru și dăm... Îi dăm cu spray-ul, după care îi dăm cu vaselină, ulei, vaselină, cred, la furca aia, nu? Uleiul nu, că să nu vină pe aici uleiul la curea. Nici nu m-am gândit, eu am văzut ce iau un nene, ATV-uri de le restaurează, dar le ia prea praf omul ăla, frate, le ia praf, praf, adică... Ulei cu 3.000 de euro. Ulei cu 3.000 de euro și mai pui în setul motor și în astea încă vreo 3.000 de euro. Astea spraf, rupte toate, spart capacele, spart la motor, spart la ăla, le sudează. Dar ce facem, frate, aici? Că-i... nu știu cum să explic eu. Băi, dar cureaua asta e meserie, frate. Ce cărnoasă, e pânzată, e nouă-nouăță. Eu am impresia că ATV-ul ăsta nici nu a mers mult. Ia uitați crampoanele cum sunt.
crampoanele sunt și motorul văd că e super ok. Deci fără scursuri, fără nimic. Nu-i tras de el. Înțelegeți voi ce zic? Da, să intrăm acolo în acțiune, da? Deci, ca să fiu sincer cu voi, m-am dus în casă, am luat cutia de vaselină, nu în casă, în bucătărie afară, dar înainte i-am dat cu puțin degresant acolo, așa. O să-i dau cu vaselină. L-am suflat eu cu alea nițel, țin nițel, cât e puțin picolo, picolo. O să-i bag niște vaselină din asta. Sper să fie bine ce fac eu, că îi bag vaselină aici oare? Sau să-mi năclăiești? Aici nu trebuie băgat ulei, mi se pare că aruncă după aia pe nici chiar multă. O să-i bag doar la tine oameni aici. Doar la pinionul ăla. Văd că mai are unul mai jos. Un set de pinioane. Mai jos. Trebuie și la asta oare? Dăm și lua la o leacă. Mai are și mai încoace. Dacă fac bine, fac. Dacă... Bine, că eu nu o să dau pe cutii sau mai știu eu ce. Pe pinionul mic, unde atacă pinionul mare. Aici, m-a interesat pe mine. Ia. Ce se întâmplă aici? Ce am dereglat? Mă, ești asta de aici? N-am idei, fraților, n-am idei ce se întâmplă aici. Să văd eu acum mai exact, dar dau ăsta de aici, trepiedul. Să dăm noi așa, să ne ștergem și să vedem noi acum. Da. Da. Să ne băgăm și mai încoace. Înțeleg eu. Înțeleg. Aici care iese pe din afară, nu are rost să o ținem toată, nu? O mai ștergem o leacă. Că e prea mult și nu-i bun la curea aici și la astea toate surplusurile, nu? Acum a intrat la loc, pe felie acolo. Eu zic să o lăsăm așa. Aici, asta trebuie să aibă vaselină. Că e pe partea dinspre capac, aici, nu? Da, aici trebuie curățat ăsta. Și aici un subic, vedeți? Unde am zis eu că intră ăla. Ia. Eu aici nu vreau să mă bag mai mult ca să stric ceva. Mai degrabă lăsăm așa, că e ok. Am suflat eu o leacă acolo, am dat cu degetul jos. Nu vreau să-i creez daune, da? Dacă e în stare perfectă, i-am pus vaselină, tot ce a trebuit, nu are rost să-i mai fac ceva, nu? Să-i dăm asta la loc, pedala jos, ușor, ușor, așa aici trebuia o leac de vaselină, da. Am ieșit afară să curățăm acest capac,
capacul e toată treaba. Aici s-a adunat toată mizeria. Da? Aici. Uitați și aici. Multă n-ar avea aia mizerii. Ce mizerii să aibă? N-are mizerii multă. Da? Tablița asta oare de la ce e aici? Ai, de la... pe aici iese pedala, nu? Da. Iese pedala pe aici. Dar de ce-i tabla aia acolo, dacă iese pedala? Cam atât aici, am revenit înăuntru, e prea frig afară. O bucățică a rămas aici, dar nu mai trebuie acolo, cu siguranță nu mai trebuie. Garnitură special, o să o lăsăm așa, că n-are ce să curgă de aici. Nu? Credeți? Trebuie să dăm o leagă de vaselină aici, la pedală. La pedală. Vine axul ăla, nu știu de la ce. Vine aici. În gaura asta. O să-i bag niște vaselină aici. Să aibă și el. În rest? Ce e aici, oare? E aerisire, nu știu ce e asta. A, intră de la ventilatorul ăla, iese pe aici, turbulență, nu știu ce iese. De asta ziceam, acum am văzut că nu se vede acolo. Aici, pe asta mi-am dat, iar sus stau un pic. Un pic aici, la pedală. Văd că are și o șaibă aici. Da. În rest, eu nu mai umblu aici, că n-am de ce să umblu eu aici, că nu sunt inginer. Văd că totul e la locul lui, acolo nu-i nimic sărit, nu-i nimic, da? Borfăit și n-are rost să ne băgăm în mai mult. O să-i pun asta la loc. E bine oare să-l pun la loc? Eu îl pun la loc, n-am ce să-i fac acolo, că totul e prea bine. Nu? Da. Dacă o intra la loc. Avea axul ăla, unde am pus vaselină. Ăla vrea să intri oare? E?
Ei, cum venia pedala înapoi acum? Ei, ei, Mariane! Ei, Marian! Ei, Marian! Bună sa! Băieții mei! Da! Încă am înțepenit aici. Aici o să iau un spray, o să curăț bine asta de la apă și o să suflu un pic un spray din asta negru, chiar și pe unde mai e nevoie, pe la portbagaj, la ghidon, după ce o să-l dau jos, să-l vopsesc separat. Da, să strângem șuruburile la loc și să umblăm puțin la carburator astăzi, tot în acest episod. I-am strâns toate șuruburile, a rămas doar ăsta de la pedală și îl întoarcem și umblăm la carburator. Carburatorul, uitându-mă mai atent, el trebuie să-i desfacem doar din galerie de aici, nu? Văd că o șurbență în stea și îl dăm afară, imediat. Am reușit eu ceva. Ce e aici, fratele meu? Da, are apă. Miel sau benzină? Ne se scut eu asta de ce nu le-am băgat înapoi. Ia să vedem noi ce avem aici. Mamă, ce mizerie are aici. Ce mizerie are aici. Se vede oare? Stați să vă scot cu degetul să vă arăt. Dar nu pot să n-ajunge acolo. Și ăsta nu era băgat de tot, fiați atenți. Ăsta de la accelerație nu era băgat de tot, a intrat, cred că, apă înăuntru. Da. Nici pe aici nu a fost umblat. Nu a avut nimeni treabă pe aici. Da. Să vedem în ce... situații se află gâtul ăsta. E bine. E bine acolo. Aici ce e? Ce se află aici? A fost o bucățică de cauciuc acolo să stea pe el? Sau cum? Acum, ce urmează? Urmează ce mi-ați zis, nu? Urmează să dăm bujia afară. Sunteți curioși ce carcalace are ăsta aici? Sunteți, nu? Dăm bujia. Și aici e înfundat ăsta, ia uitați, se vede. Ăsta mai avea o leacă și ruginea și aluminiu. Da? A fost deschizătura mare la accelerații sau ce asta? Accelerații, cuiu. Să lăsăm că-l desfacem mai târziu. Să ne ocupăm de bujie și să dăm pedală să aruncăm tot din cilindru. Ba nu, după ce punem un pic de ulei în capul pistonului, cum mi-ați scris unii, văd că rezistența asta nu e ruptă, dar de ce atârnă halul ăsta? Da. Vedem. L-am întors după cum se vede. Aici se află doamna bujie. Ce de aici l-am scos și de aici le-am pus sus acolo să nu mai dau apă pe ele când le spăl.
Da, a ieșit curat pe aici. Să dăm bujia afară. Să vedem cum ungem acolo puțin cu seringa. Da, m-am dus în casă în sertar și mi-am adus cheia de bujie care am luat-o special. N-am folosit-o niciodată și sunt curios să vedem. Vă dați seama ce am zis eu? Că eu n-am folosit niciodată cheie de bujie la ATV-urile astea care le-am luat. Doar cel care l-am dat giveaway dura trecută am folosit o cheie, dar nu asta nouă. Asta nouă am luat-o pentru, da, bujia e curată, curată, la fel ca motorul. Și bujia asta, frate, bujie neagră. N-am văzut niciodată bujie neagră. Fără zic, în sfârșit. Ce bujie asta, nu știu. Da. Să punem niște ulei acolo, spuneți, cu seringa. Eu mă gândeam, niște din ăsta nu-i bun, să bag. Ce spuneți voi? Să-i bag un pic? Ăsta oare afectează cilindrul? Nu, e degresant ăsta doar. Și după aia bag și niște ulei. Bag niște din ăsta. Ăsta disfac... Băleu, era să scăpă asta înăuntru. Pompița. Haide, mini. Ăsta degresează și cred că dacă sunt blocat segmenții sau ceva, dar de ce? O făcut lui? Ca și cum s-o umplut. Ce spuneți voi? Să încerc să dau un pic la pedală? Cum să fac oare? Mamă, dar ce curat i-a ieșit jențele. Trebuie șterse cu ceva. Ia să vedem noi ce face. Să-i dăm încet așa cu mâna un pic. Ia. Aude? Fă-ți-i. Da. Treaba e bună, înseamnă. Da. Deci, ăstea nu au fost gripate. Nu au fost gripate, nu au avut de ce să fie, cred că, gripate. Ierdând, spălând cu asta, ia uitați ce am găsit sub preș. Sub preș. Preșul se află din coace. Se află din coace. Vine așa printr-o pedală. Ei, fraților, n-am rămas lămurit cu asta, numai o vitezare înainte. Asta e pedala doar de frână. Da? Spuneți-mi și mie într-un comentariu. Are viteze ATV-ul ăsta sau nu are? Are doar înainte atât? Ce-i cu el? Mai are și-o cu paie. Vreau domnul Cristian să ridic să-l spală și pe disul, da? Ce să mai spun? Lasă-l așa deocamdată, să-l vedem o leacă pornit și după aia îl mai aranjăm, îl mai dichisăm. Lăsați repede un comentariu, ce are viteze, nu are, ce facem cu el? Spuneți voi.
care sunteți prieteni ai acestui canal. O să schimb uleiul, că am 3 litri de ulei de asta moto. Da? O să-l schimb. Dar vreau să-l văd o leacă mergând. Dar nu azi, că avem de curățat carburatorul, avem de... Asta nu cred că o să... O să vă arăt câteva imagini de la carburator. Dar astăzi trebuie să mă duc în casă, că am de făcut focul, trebuie să-l aduc pe Darius de la școală. Azi am mai făcut, am mai șlefuit, am mai... Asta... Astăzi ajunge pentru ăsta, că nu mai pot degeaba. Am făcut și alea o leacă cu Darius dimineață. Frig-i frig, îs minus 5 grade afară. Trebuie să-i dau scaii ăștia jos. Ce a făcut aici? Ce... Păi băieții, dacă au avut oamenii ăștia treabă cu ATV-uri, copturi, băgăm ca lumea și suflăm, îl ștergem, îl spreiem. E un spray mat negru și îl dăm pe colo, pe colo, pe colo, pe colo. Da? Cam atât, dragii mei prieteni. Nu uitați, dacă v-a plăcut, dați un like, un comentariu, o distribuire, se vadă și prietenii voștri. Și ne auzim la un nou video când, nu știu, da, cam atât pe astăzi, v-am pupat. Nu uitați de abonare la canalul Darius Tecuci pentru cei care participați la tombolă, fiind Darius, fiind băietul meu, da? Vedeți și la el acolo cum a făcut lustrul la carinile alea și ce mai pune el pe acest canal. V-am pupat, pa, pa!